Cum a fost asta? Irina s-a așezat în spatele lui Andrei, în spatele lui Mihai a fost Denisa, Carmina, Cătălina și Hatige. În spatele lui Alex nimeni, în spatele lui Dima Sabrina, în spatele lui Vlad s-a așezat Andreea și mi-a plăcut foarte tare. În spatele lui Bogdan nu s-a așezat nimeni și nici în spatele lui Roberto. Uh, Mihai a ales-o pe Carminante și nu cred că a ales-o pentru a face un cuplu. Cred că pur și simplu nu a vrut uh, ca cei din casă să știe către cine se îndreaptă el uh, sentimental vorbind și atunci a ales calea ca cea mai ușoară. Mâine avem petrecere, sunt tare curioasă să vedem ce se va întâmpla. Cam asta a fost. Uh,